Bun găsit la o nouă oră de educație tehnologică și aplicații practice la clasa a 5 -a. Tema este despre profesii, ocupații, meserii din domeniul preparării și servirii alimentelor. Sunt vizate competențele specifice 3.1 și 3.2 identificarea unor modele de profesioniști în domeniile explorate și manifestarea abilității de a lucra individual și în echipe pentru rezolvarea unor probleme. Tuturor ne place mâncarea bună, servită acasă sau în unități de alimentație publică. Vom ști oare câți oameni muncesc până ajunge aceasta în farfuriile noastre? Oare ce ocupație au? O parte din ingredientele folosite sunt naturale, altele sunt cumpărate, fiind produse în diferite fabrici. În fabricile de produse alimentare lucrează operatorii, care sunt persoane ce comandă și supraveghează utilajele și mașinile din procesul de producție. Tehnicienii sunt absolvenți de liceu, aceștia verifică prin analize calitatea materiilor prime, dar și a produselor finite. Iar inginerii, absolvenți de studii superioare, stabile și coordonează procesul de producție. Vă amintiți care sunt unitățile de alimentație publică? În fiecare, indiferent de tip și categorie, se desfășoară activități de preparare a alimentelor, servirea preparatelor și a băuturilor și comercializare. Ce persoane ați întâlnit voi într-o cofetărie, pizzerie sau restaurant. Vă propun să copiați tabelul pe caiete. Completați în prima coloană cu ce știți voi, apoi ce vreți să știți, iar coloana am învățat-o veți completa la finalul lecției. Haideți să vedem câteva ocupații. Brutarul este persoana care lucrează în brutărie sau în fabrica de pâine. Prepară și modelează aluatul, coace produsele de brutărie. Dacă este specializat pentru produse de patiserie, se numește brutar patiser. Bucătarul lucrează în bucătărie, singur sau cu ajutorul de bucătar. În principal, pregătește ingredientele, prepară produsele alimentare după rețete. Montează farfurile și platourile pentru servire. Atribuțiile bucătarului sunt însă complexe, având nevoie de competențe dobândite într-o școală profesională sau la un liceu sau prin cursuri de formare profesională, dar și prin multă, multă practică. Vă place pizza? Bucătarul specializat în prepararea diferitelor rețete de pizza îl vom întâlni într-o pizzerie normal, iar ocupația sa este de pizzer. Preparate dulci, gustoase și apetisante! Cine le pregătește, cine le prepară și le decorează, ați ghicit, cofetarul? Scanați codul QR și aflați mai multe! Ospătarul sau chelnerul îl întâlnim în restaurante, îmbrăcat frumos în uniformă, preia comanda, servește preparatele și băuturile, încasează nota de plată. Este persoana cu care noi relaționăm direct în calitate de clienți. Șeful de sală este absolvent de cursuri speciale de șef de sală, are experiență în domeniu, coordonează activitatea ospătarilor din sala de mese. Misiunea șefului de sală nu este chiar simplă. El organizează evenimentele, asigură satisfacția clienților prin adaptarea ritmului servirii. Acum puteți completa și coloana Am învățat cu informații despre ocupațiile din domeniul preparării și servirii alimentelor. Organizați-vă în echipe și realizați câte un afiș în care să prezentați o ocupație aleasă de voi. Sunt sigură că vor ieși niște afișe extraordinare. Mult succes!